Lapovița, ninsoarea și vântul îngreunează circulația rutieră, de aceea trebuie să reduceți viteza astfel încât aceasta să permită oprirea fără probleme, având în vedere că distanța de frânare în asemenea condiții este mult mai mare. Rafalele de vânt laterale modifică ținuta de drum a mașinilor, astfel încât cu cât viteza de rulare a autovehiculului este mai mare, cu atât mai mare poate fi și abaterea de la manevra dorită. Pentru a evita orice neplăcere, reprezentanții Peugeot Volt vă reamintesc măsurile de care trebuie să țineți cont atunci când circulați pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Vă informăm că pe drumul județean 653, între localitățile Recea și Valea Mare, carosabilul este alunecos, motiv pentru care recomandăm participanților la trafic să reducă viteza pe acest sector de drum, să adopte o conduită preventivă la volan și să respecte normele privind circulația pe drumurile publice. De asemenea, reamintim că pentru deplasarea pe suprafețe carosabile acoperite cu polei, gheață sau zăpadă, legislația rutieră prevede obligativitatea echipării autovehiculelor cu anvelope de iarnă. Curățați în permanență farurile și blocurile de semnalizare și folosiți corespunzător instalația de climatizare și dezaburire. Nu efectuați depășiri riscante, măriți distanța de siguranță dintre autovehicule, informați-vă cu privire la condițiile meteorologice din zonele în care urmează să vă deplasați și echipați-vă mașina corespunzător. Nu folosiți telefonul sau alte dispozitive mobile în timp ce conduceți, iar pentru a comunica folosiți handsfree-ul. De asemenea, pietonii trebuie să evite pe cât posibil folosirea părții carosabile, mai ales după lăsarea întunericului și în condiții de vizibilitate redusă. Informații actualizate despre situația traficului găsiți pe site-ul oficial al Poliției Române, unde puteți să verificați starea traseului pe care urmează să-l parcurgeți înainte de a pleca la drum.